Suntem la noi acasă din nou! Haideți să vă arătăm cum merg lucrările de reparație! Radu pune castraveți pe șfoară. Uitați-vă cât a pus el deja. Câți curpeni ai? 20. 20? Super! Să începem cu ușa de la intrare. Iată, pe aici va fi intrarea în casă. Deja se vede ceva. Alb deja. Wow. Totul este alb și încă vede alb. Super! Încă un pic și gata. Livingul? Livingul și camera noastră care s-a mărit. Deci noi am făcut aici un balcon. Toate aceste geamuri vor fi scoase și pereții la, și pereții la fel și dormitorul va fi mai spațios, mai iată mare. Așa. Iată, aici vedeți? Este un geam mare. Priviți. Aici va fi geam. Și aici un geam. Da, aici va fi un geam. Super. Miriam, cum îți pare? Super. Și acesta este ultimul video cu casa. Deja o veți vedea când va fi totul gata. Va fi totul finisat. Da. Noi vom filma. Noi vom filma tot procesul, însă vom pune finalul. Va fi o surpriză mare pentru toți. Am mai rămas podurile, podeaua și pereții. Și gata. Deja arată mult mai bine, dacă e sincer, când pereții sunt albi. Parcă se vede finalul. Și camera asta s-a luminat foarte mult cu această ușă. Aceasta va fi ușa spre foișor. Iată, da. Aici va fi foișorul. Radu muncește în grădină. Aici trebuie de făcut ordine neapărat. Da, trebuie lemnele să le punem. Și priveliștea spre grădină va fi. Cartofii sunt măricei. Eu i-am prășit apropo cu mama o parte. Am prășit pe căldură și a fost cam greu. Dar arată bine grădina. Iată acum e bine de prășit. Iar aici e livada. Și Radu a semănat cu Daniel iarbă. Și crește. Crește încetişor, da. Pum. S-au prins pomii foarte bine. Da, tot. Și aici avem ardei. Avem ardei. Mămica l-a prășit. Și burtica Cătălinei? Este mare deja. Câte săptămâni ai? 32! Bravo! Încă un pic! Un pic, încă 6, sper. Vrei să naști la 38? Da, mai repede să scap. Noi am cules din grădina Cătălinei astăzi o căldare de căpșuni. Aici totul este plin cu căpușuni. Super! Gravidița mănâncă? Cum? Sunt atât de dulci. Sunt foarte bune. Veniți la noi la căpșuni. Avem. Vă invităm. Avem pentru sunt toți. Mărunte și mășcate, dar sunt foarte, foarte dulci. Udăm castraveții. Totul după procedură. Să fie roadă. Să vedem cum cresc morcovii, trebuie răriți. Iată! Ce micuț este! Ce miros aici! Mintă rece! Aici trebuie mojito, da, neapărat trebuie să facem. Cât de fain! Se vede că este un soi așa mai moldovnesc. Hai, fetele, acasă! Radu, mai poți? Noi ne ducem la mine acasă. Ce priveliște avem noi acolo, se vede lacul! Și iată, așa arată casa cu această construcție. Deci aici va fi un geam. Aici geamul. Super! Și aici un geam. Cu privire spre gheaz. Arată foarte bine casa. Încă nu e gata, dar deja arată bine.